Sunt acasă, vă mulțumesc mult din cuvânt de drag. Credeți. Distinși oaspeți, preacucerniți părinți, dragi militari, depunători de munte, dragi locuitori ai comunei Pârgărești, dragi copii, sunt convins că foarte mulți din dumneavoastră călcați pentru prima dată pe dealul Coșna. Ne aflăm așadar pe dealul Coșna, cota 789, deal care este o prelungire a lanțului muntos Nemira până către Valea Oituzului. În fața noastră avem o priveliște de o măreție tulburătoare, cum rar se poate vedea în lume. Ochiului nostru îi se arată salba de localități de pe râul Trotuș și râul Oituz. În stânga noastră se văd munții Berzunțului, care se prelungesc prin culmile Tarcăului până către Ajud. Pe acest deal, pe care ne găsim, Coșna, cota 789, în 1916 și 1917 și-au dat viața zeci de mii de luptători ai armatei române pentru a apăra glia străbună și credința creștină. Suntem așadar pe un altar al jertfei, al suferinței, dar și al biruinței asupra dușmanului râvnitor la o asemenea frumusețe și bogăție a acestor locuri. Bunul Dumnezeu a rânduit ca noi, cei de astăzi, să ne vrednicim să aducem un omagiu și semn de recunoștință bravilor luptători care și-au dat viața pe câmpurile de bătălie din anii 1916-1919 și care, prin sacrificiul lor, a făcut posibilă unirea tuturor ținuturilor românești într-un singur stat și sub un singur sceptru. Evenimentul la care participați va fi unic în viețile dumneavoastră, va fi înălțător și tulburător în același timp, motiv pentru care vă rog pe toți să vă deschideți sufletele și mintea și să vă încordați voința de a primi cuvânt de învățătură și înălțare sufletească pe care îl vor da cei chemați să o facă. Am plăcerea să anunț că la acest eveniment participă din partea Guvernului României domnul deputat Paler. Vă rog să aplaudați prezența celor care anunț eu. Participă de asemenea vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Gheorghiță Marius Gabriel, om pe care nu trebuie să îl cunoaște toată lumea, fost primar al acestei comune. Participă domnul Cezar Olteanu, consilier județean. De asemenea, din partea armatei avem în mijlocul nostru și mare bucurie și satisfacție că onorează acest ceremonial comemorativ trupele aparținând vânătorilor de munte prin reprezentanții batalionului de la Vatra Dornei și reprezentantul unui batalion brigăzii 2 vânători de munte în Sigetuza, condus de domnul colonel Iuliu Ilie Cristian Arsenie. De asemenea, îi salutăm prezența domnului general de flotilă Petrescu Nicolae, a domnului Timoște Valerian, a domnului profesor Anton Coșa, inspectoratul județean de jandar Bacău, capitan Antoșe Andrei, din partea protoieriei Onești,
Părintele secretar preot Daniel Iordan, însoțit de un grup de preoți ortodoxi, de asemenea sunt prezenți toți preoții catolici din care slujesc în comuna Pârgărești. Da. De asemenea, viceprimarul orașului Târgu Ocna, Drăgănuță Nicolae. Și îmi cer iertare din partea prefecturii, avem prezent pe subprefectul Ivancea Valerian. Vă rog să vă descoperiți. Și pentru onor înainte prezentați să ascultăm imnul României. Liberitate,
O rog pe doamna primar al comunei Pârgărești să rostească un cuvânt de bun venit. Stimați invitați, dragi cetățeni, emoțiile mă copleșesc, așa că gândurile mi le-am pus aici și vă voi spune. Vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat invitația și vă spun, bine ați venit pe culmile înalte ale Coșnei, cota 789, unde ne aflăm acum și îi comemorăm pe eroii noștri, care în urmă cu 100 de ani au luptat cu vitejie și și-au vărsat sângele pe aceste meleaguri, pentru ca noi să ne bucurăm de ceea ce ne oferă România astăzi. Tind să cred că fiecare dintre noi a citit despre primul război mondial. De asemenea, toți am văzut filme despre această perioadă și de aceea vă propun ca pentru o secundă fiecare dintre noi să-și închidă ochii și să se întoarcă în timp pentru a-și imagina acele zile cumplite pe care le-au avut acești bravi ostași. Acest eveniment este unic pentru comunitatea noastră. De aceea, vă rog, haideți să comemorăm cum se cuvine. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna primar! Și acum, vă rog, într-o atitudine de pioșenie, descoperiți-vă și să păstrăm un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți pe aceste locuri. Ordă drept! Preacucernicii părinți să săvârșească slujba de pomenire a eroilor căzuți pe muntele Coșna și nu numai pe muntele Coșna. Gardă drept toate aceste pentru oficierea serviciului religios! Descoperiți! Binecuvântat este Dumnezeul nostru! Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecinor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chidemise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, că odihnă Doamne și Sfântul adormiților robilor tăi, către tine nădejdea și-au pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zic și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenumită, a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Până că ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire eroi, ostaci și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru pasul să ierte lor toată greșeala cea de voie, ce cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește, miluiește! Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care-i călca moartea și pe diavol ai surpat, și ai dărit viața lui tale însuși, Doamne, și sufletele fericiților, într-o adormire eroi ostași și luptători români din toate vremurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregire de neam, pentru libertate și demnitatea poporului român. Odihnește-le, Doamne, sufletele lor în locul luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinul. Și orice o greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte. Că nu este un viu ca să nu greșească, că tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac. Și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor Tăi. De nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negreita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unii a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi, care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-L din biruință în biruință,
ci din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor tăi sufletele celor ce, pentru credință și patrie, s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora, ca un nor luminat, de martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge a dat-o vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta desleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul. Ca precum pe pământ au fost ocotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri în oastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezat cu sfinții, ca acești viteze oștași și purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecător, dăruiește-ne în schimb cununa dreptății, iar nouă celor ce, datorită lor, trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfă înaintașilor noștri binecuvintează și acum cu binecuvântarea ta poporul român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-le biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, veșnica noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru găciune preacurate, Maice sale, ale Sfinților și întru Tău lăudaților apostoli, ale Sfântului și dreptului Lazar cel a patra zi, înviat din morți, sufletele fericiților într-o adormire eroi ai neamului nostru, așează-i în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă. De unde a fugit toată durerea, întristarea, că Ție slavă în înțămbrăm fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnic odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, ostași români care și-au dat viața pentru apărarea demnității și a independenței țării noastre, ne flor, Doamne, veșnică, pomenită! Veșnică, pomenită! Veșnică, pomenită! Veșnică, lor, pomenită! Pomenirea lor din neam în neam, fărelor, Doamne, veșnică, pomenire! Veșnică, pomenire! Veșnică, pomenire! Veșnică, lor, pomenire! E, Doamne, pomenirea lor din neam în neam, din veac în veac, și lepă lor veșnică, pomenire! Să înviă din mort, cu moartea pe moarte plăcând, și celor din morminte, Dumnezeu să odihnească cu dreptii Săi numere, iar pe noi să ne miliască ca un bun și de oameni iubitor.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iubiți frați, suntem pe un câmp de luptă, un pământ îmbibat cu sângele eroilor, sângele ostașilor care s-au jertfit pentru întrecerea neamului omenesc. Să-i amintim pe înaintașii noștri eroi care în perioada luptelor din primul război mondial au apărat credința, poporul și pământul în care ne-a așezat bunul și milostivul Dumnezeu. Curajul străbunilor noștri constituie un model pentru comportamentul nostru uman. Acum să păstrăm și să creăm un moment de omagiu prin rugăciunile noastre. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins firea dușmanul, pe cel ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvi pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși se vom întâmpina. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tată, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, porcului veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Să ne rugăm, Dumnezeul tuturor mângâierilor, Tu ai rânduit printr-o dreaptă hotărâre ca trupurile noastre muritoare, plăsmuite din țărână, să se întoarcă în țărână, dar în mila Ta ai transformat pedeapsa în mărturia iubirii. Primește mărturia de credință și eroismul înaintașilor noștri, care și-au dat viața pentru credință, patrie și popor, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să dezlegi pe frații noștri eroi căzuți în primul război mondial de legăturile morții și să-i primești în rândul sfinților și aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică, dă-le-o lor, Doamne! Și lumina cea părănescă și să le strălucească, să se odihnească în pace! Amin! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Amin! Mulțumim preoților ortodoxi și catolici pentru această slujbă de pomenire și acum rog pe domnul subprefect Ivancea Valentin să rostească un cuvânt în cadrul acestui ceremonial de comemorare. Vă mulțumesc! Doamnă primar, domnule vicepreședinte, domnule deputat, domnilor consilieri, onorată audiență, preacucernici părinți, dragi locuitori a acestor frumoase locuri. Sunt onorat să particip astăzi la evenimentele comemorative închinate faptelor eroice ale înaintașilor de pe aceste frumoase meleaguri. Ne aflăm într-o care se bucură atât de o așezare deosebită, cât și de o încărcătură istorică remarcabilă. Cu tot știm că se împlinesc 100 de ani de când ostașii noștri au dus și aici lupte sângeroase contra ofensivei austro-ungare în 1917. Vremuri greu încercate ale românilor aflați în primul război mondial în perioada 1916-1918, până la Marea Unire de la 1 decembrie din 1918. Este datoria noastră și a urmașilor noștri de a comemora cu cinste și onoare faptele și acțiunile desfășurate de adevărații patrioți români în lungi perioade de timp, atât pe câmpul de luptă, cât și la masa tratativelor pentru realizarea României mari. Strămoșii noștri de pe Coșna, dar și din toată Valea Trotușului, au contribuit în acele vremuri ale anului 1917 la procesul de făurire a statului național unitar român. Proces care a început în 1859 prin unirea Moldovei cu țara românească și a continuat prin unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918. Guvernul României de astăzi acordă o deosebită atenție acestor acțiuni comemorative. Și în acest sens, instituția prefectului județului Bacău, în calitate de reprezentant al guvernului în teritoriu, prin mine, aduce un pios omagiu eroilor care au pus neamul și țara mai presus de orice, chiar de viața lor, fiindu-ne nouă și urmașilor noștri model suprem de dăruire și devotament, de responsabilitate civică. Sacrificiul lor ne face datori. Așadar, vă îndemn, dragi urmași ai eroilor pe care astăzi îi comemorăm, în același spirit să fim cu toții cetățeni demni ai României de astăzi și să construim împreună un stat național puternic pentru fiii și nepoții noștri, cetățenii României de mâine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută!
Mulțumim, domnule subprefect. Îl rog acum pe vicepreședintele Consiliului Județean, pe domnul fost primar al Comunei Pârgărești, Marius Gheorghiță, să rostească un cuvânt. Bună ziua, vă mulțumesc mult, domnule subprefect, doamna primar, domnule deputat, preacucernici părinți, dragi militari, onorată asistență și dragi consăteni. Vă mulțumesc din suflet pentru invitația făcută și de fiecare dată voi onora și vin cu mare drag la mine acasă. Vin cu mare drag pentru că sunt locuri istorice, sunt locuri și stăm pe un teren pe care mii de ostași și-au jertfit viața, fiind așteptați acasă de familii, și-au jertfit viața pentru ca noi astăzi să putem vorbi liber, să avem o țară democratică și în același timp suntem într-un context geopolitic favorabil și părtaș, o țară liberă a Uniunii Europene, o țară democratică în care ne putem exprima liber. Cu emoție vorbesc pentru că asemenea evenimente sunt doar onoare pentru fiecare dintre noi să participăm. Un centenar este onoare pentru fiecare dintre noi să fim părtași ca și o sfinție de biserică, ca și aceste evenimente religioase dedicate eroilor sunt unice în viețile noastre. Îmi amintesc pe un monument important, scria, să spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Iată că și astăzi noi ne-am făcut datoria de cetățeni liberi ai unui stat european, ne-am făcut datoria de creștini față de biserică și Hristos, ne-am făcut datoria morală față de eroii neamului românesc și sunt sigur că nu există familie unde să nu existe un erou, un bunic. Dar în același timp să nu uităm eroii din zilele noastre de astăzi care sunt în teatrele de operare, în țările care se află în conflict. Avem obligația morală ca să ne rugăm și pentru ei. Și eu fac acest lucru acum în fața dumneavoastră, pentru că ei merită să fie cinstiți și pomeniți și în slujbele noastre. Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc și domnilor ofițeri care sunt aici de față, domnului general Petrescu, pentru că este un efort să ajungi aici, dar în comparație cu ce au făcut eroii noștri, este un nimic. Ne cerem încă o dată scuze pentru întârziere, dar vă reamintesc că jertfa noastră este aproape nimic în comparație cu ce au făcut eroii noștri. Vă mulțumesc, vă doresc zile frumoase, răcoroase și liniștite, pentru că viața ne duce să fim angrenați în fiecare zi în activitățile pe care le desfășurăm. Vă mulțumesc încă o dată, domnule colonel, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Și acum îl rog pe reprezentantul batalionului vânător de munte, Dragoș Vodă, și a brigăzii 2 vânători de munte, Sarmi Segetuza, domnul locotenent colonel Iuliu Ilie Cristian Arsene, să prezinte mesajul din partea Ministerului Apărării Naționale. Vă mulțumesc. Domnule subprefect al județului Bacău, domnule deputat în Parlamentul României, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, doamnă primară a Comunei Pângorați, domnilor reprezentanți ai autorităților publice locale, domnilor reprezentanți ai instituțiilor din Sistemul Național de Ordine Publică și Siguranță Națională, domnilor generali, ofițeri, maestri militari și subofițeri, dragi ostași,
preacucernici părinți, stimați invitați! Sunt deosebit de onorat să particip la această activitate în calitate de reprezentant al vânătorilor de munte din Bucovina, străjuitorii crestelor semețe ai grupei nordice a Carpaților Orientali, dar și în calitate de reprezentant al vânătorilor de munte dislocați în cetatea Brașovului, apărătorii Carpaților Meridionali. Vă propun abordarea evenimentului de astăzi din dublă perspectivă. Pe de o parte, comemorarea eroilor căzuți pe aliniamentul Târgu Ocna, Vârful Coșna, Măgura, în urmă cu 100 de ani, și în al doilea rând, omagierea a 100 de ani de la intrarea în primul război mondial la data de 8 august 1917 a primului batalion de vânători de munte comandat de maiorul Vigil Bădurescu, numele căruia îl poartă astăzi Brigada 61 Vânători de Munte dislocată în garnizoana Miercurea Ciuc. Istoria militară recentă ne arată că exact la 90 de ani de la momentul pentru care suntem adunați astăzi aici, în anul 2007 a fost dislocat primul batalion de vânători de munte, batalionul 33 Vânători de Munte Posada, în teatru de operații din Afganistan, și, din păcate, nu a putut să încalce legile războiului și a dat tributul său de sânge prin eroul sublocotenent post-mortem Marcu Aurel. Doamnelor și domnilor, pot să vă spun că vânătorii de munte de astăzi, ca de altfel militarii întregii armate române, au demonstrat, demonstrează și vor demonstra că sentimentul patriotic are valoare perenă și este purtat în sufletele noastre în orice moment, indiferent de locul de dispunere a unităților și a marilor unități. Cu speranța că acest eveniment va deveni o obișnuință și că colaborarea dintre instituția militară și primăria comunei Pârgărești va deveni o obișnuință, vreau să vă mulțumesc pentru participarea la acest eveniment și să vă doresc în numele vânătorilor de munte multă sănătate, îndeplinirea tuturor dorințelor și în această viață să reușim să ne întâlnim în această formulă de cât mai multe ori. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule locotenent colonel, și acum îl rog pe părintele secretar la Protoieriei Onești, Daniel Iordan, să transmită mesajul și să ne dea un cuvânt de binecuvântare și să transmită mesajul Bisericii Ortodoxe Române. Mesajul nostru este cuvântul înalt preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, într-un poem, Odă eroilor de pe Valea Oituzului. La umbra fagilor bătrâni ce stau de strajă pe coline, Oituzul își poartă unduios a sale ape cristaline. El curge astăzi liniștit, dând sunet blând ca de cimpoi. O de-ar vorbi, câte ne-ar spune din anii aceia de război. Ne-ar spune că acum un veac, această vale moldovană, purta doar sânge de soldați, căzuți în lupta transmontană. În orice susur de izvor disting, ca într-un prelung ecou, profundul geamăt de mister, scăpat din pieptul de erou. Pe creste mai găsesc și azi cât un stejar uitat de ani. În trunchiul lui tainic s-ascund schije și gloanțe de dușmani. Și arborii ce cresc pe munți aduc prin os de mulțumiri, că-și trag toți seva din pământ udat cu sânge de martir. Chiar bolovanii de pe stânci, purtați în vale de șuvoi, au devenit altar sfințit, zidit pe oase de eroi. În nopți senine parcă văd pe cer lucefer strălucind. Sunt sufletele de eroi ce au căzut pe front luptând. Aici livezile sunt cimitir, iar pomii, toți care rodesc, sunt cruci ce moșii l-au sădit și de eroi ne amintesc. Când clopotele în sărbători ne cheamă iar la liturghie, ecoul lor mai pomenește pe cei căzuți la datorie. Poienele din munți sunt pline de iarbă bună pentru oi, dar gria lor este înțesată de o seminte de eroi.
tot pelerinul care astăzi străpunge munții prin Oituz, el mai aude la tot pasul sinistrul zgomot de obuz. Această vale-i catedrală, ce a devenit de mult simbol, iar bogăția ei perenă sunt oasele de la subsol. Veniți să facem anamneză de bravii noștri sfinți eroi, să trecem liberi azi pe vale, că este pace, nu război. Vă mulțumim! Mulțumesc, părinte, secretar! Îngăduiți-mi să îmi prezint și eu cuvântul pe care l-am pregătit cu acest prilej și aș vrea să vă spun, domnilor și doamnelor, că după 2 ani de neutralitate și o îndelungată și temeinică chipzuință, România a decis să intre în război alături de puterile Antantei, Franța, Anglia și Rusia. Scopul major al acestei hotărâri a fost acela al aducerii tuturor teritoriilor străvechi getodatice locuite majoritar de români în granițele unui singur stat și sub un singur sceptru. Venise vremea ca visul de veacuri al tuturor generațiilor de români să fie înfăptuit prin forța armelor și recunoscut prin forța și iscusința diplomației. În noaptea de 14 spre 15 august 1916 s-a dat ordinul de trecere la ofensivă în trecătorile Carpaților pentru eliberarea Ardealului, concomitent cu o acțiune vastă de acoperire a frontierilor în sudul și vestul țării. Eu am adus cu mine niște hărți și îl rog pe... Aș vrea să vă uitați cu atenție, să priviți aceste hărți, să vedeți cum arăta țara în 1916, înainte de intrarea în război. Este conturul cu verde. Deci era din Mehedinți și până în nordul Moldovei, Suceava și Câmpul Lung Moldoveresc fiind deja în Imperiul Austro-Ungar. Deci și Dobrogea era la vremea respectivă în teritoriul nostru. După o înaintare destul de facilă, cu o pătrundere de vreo 30-40 de kilometri în teritoriul Transilvaniei, armata română a fost supusă la 2 atacuri masive din partea armatelor puterilor centrale. Astfel, pe frontul de sud au trecut la atac forțe din armatele Germaniei, Turciei și Bulgariei, iar pe frontul din Transilvania au atacat forțe din armatele Germaniei și Austro-Ungariei. În aceste condiții, în care România nu era pregătită să ducă lupte concomitent pe 2 fronturi, a fost obligată să treacă la apărare pe alinamente succesive pe toate direcțiile și în mai puțin de 4 luni, cu pierderi umane și materiale imense, frontul s-a stabilizat pe linia Galați, Nămoloasa, Mărășești, Mărăști, Zboina Verde, Oituz și mai apoi pe graniță până în nord. Guvernul și conducerea țării s-au stabilit la Iași. Rămăsesem cu mai puțin de o treime din teritoriul regatului României, cel dinainte de război. Și te rog, acum prezintă harta cu ce mai rămăsese și unde s-a stabilizat frontul. Să vedeți cât de puțin, mai puțin de o treime din ce era România înainte. În iarna lui 1916 și primele 6 luni ale lui 1917, și de o parte și de alta, s-au făcut pregătiri pentru reluarea luptelor de pe frontul din Moldova. Comandamentul puterilor centrale a prevăzut o lovitură puternică în sectorul Nămăloasa, cu dezvoltarea acesteia între Siret și Prut, pe direcția Bacău-Iași, cu scopul de a scoate definitiv din luptă România. Lovitura acestora a fost prenorocul nostru, devansată de o acțiune ofensivă desfășurată de trupele armate a doua, conduse de generalul Alexandru Averescu, dusă pe direcția Mărăști-Focșani, care a reușit să pătrundă adânc în flancul stâng al grupării principale de forțe ale inamicului până în Valea Șușiței. În această situație, comandamentul puterilor centrale a schimbat concepția inițială de acțiune și a hotărât să execute 2 lovituri concentrice, una pe direcția Mărești-Adjud și alta pe direcția Oituz-Onești, să facă ulterior joncțiunea celor 2 grupări și apoi să continue ofensiva către Bacău și Iași, cu același scop
de a scoate România din luptă. Și aș vrea să fac o paranteză aici, ca să vedeți cum Dumnezeu așează lucrurile, inclusiv nu numai pentru oameni, ci și pentru nații, pentru soarta națiunilor, pentru soarta statelor. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă comandamentul german cu puternica armata nouă condusă de generalul Mackensen ar fi trecut la ofensivă între Siret și Prut, unde se apăra numai trupe din armata nouă rusească și armata patra, armată care era intrată în degringoladă, care intrase în debandadă, sub unități care își arestau comandanții, haos și o dezordine cumplită, jafuri la care s-au dedat armata respectivă și refuzul de a lupta. Deci dacă se trecea la ofensivă, în mod cert, planul comandamentului german-austro-ungar se ducea la îndeplinire și România era scoasă definitiv din luptă. Rezistența eroilor, eroica trupelor române, sprijinite cu mari disfuncționalități de unele trupe țariste, a făcut ca aceste planuri să nu se realizeze și porțile Moldovei să rămână de netrecut. Aici, la Oituz, generalul Eremia Grigorescu a lansat în 1916 deviza „Pe aici nu se trece”. Ca apoi, când a fost numit comandant al armatei I-a de pe frontul de la Mărășești, să lanseze deviza „Nici pe aici nu se trece”, deviză înscrisă pe monumentul de la Tișița. Iată de ce, cu deplină îndreptățire, regele Ferdinand I, când a inspectat frontul de la Oituz în 1916, i-a strâns mâna generalului Eremia Grigorescu și i-a zis: „Generale, dumneata înfăptuiești istoria”. Aceste cuvinte sunt înscrise pe monumentul eroilor din satul nou. Cele trei localități, Mărăști, Mărășești, Oituz, au intrat în istoria primului război mondial, iar eroismul ostașilor români a fost recunoscut chiar și de trufașii comandanței armatelor germano-austro-ungare. În bătălia Oituzului, din iulie-septembrie 1917, cele mai crâncene lupte s-au dat pe dealul Coșna. De asta am și s-a și ales această locație pentru a desfășura ceremonialul de comemorare. Dealul Coșna, pe dealul Vrânceanu, pe dealul Cireșoaia și Măgura Ocnei. Pe aceste dealuri au murit zeci de mii de ostași, iar orașul Târgu Ocna a fost bombardat mișelește și distrus în proporție de 80%. Toate satele din spatele frontului de pe raza comunei Pârgărești au fost sistematic bombardate și ele și distruse în mare parte. Locul cel mai important din bătălia Oituzului a fost însă dealul Coșna, pe care ne găsim, fiind considerat de toți comandanții militari ai armatei române ca fiind cheia apărării noastre. Dealul Coșna are o poziție dominantă și a fost numit de locotenentul Erwin Rommel, mareșalul de mai târziu poreclit și vulpea deșertului, un adevărat cuib de vulturi, pentru că asigura oricărui comandant conducerea la vedere a bătăliilor în desfășurare, lucrul acesta fiind un avantaj enorm. Și vă rog, întorceți-vă privirea cu toții spre această vale și veți înțelege de ce a fost numit cheia apărării de către comandamentul român și de ce acest neamț cu capacitate militară a considerat că este un adevărat cuib de vulturi, pentru că un comandant care are o asemenea poziție dominantă și își vede în desfășurare trupele poate să intervină cu mare rapiditate și să-și asigure succesul în direcțiile în care dorește. Pierderea acestui deal deschidea drumul spre Valea Trotușului și de aici se putea prăbuși tot frontul din Moldova, numai că numai acea zi de 13 august, în încleștările pe viață și pe moarte, în atmosfera aceea de iad creată de exploziile obuzelor, a grenadelor și a țăcănitului de mitraliere, s-au ridicat la ceruri sufletele a peste 1600 de luptători români și peste 1700 de nemți și austro-ungari. Prin intervenția decisivă a vânătorilor de munte, dealul Coșna a fost recucerit de trupele române și frontul s-a stabilizat. Moldova a rămas în picioare, iar statul român nu s-a prăbușit, așa cum și-au dorit trufașele armate germane și austro-ungare. Pe 13 august 1917, în asaltul final dat de trupele române pentru cucerirea dealului Coșna, a murit eroic caporalul grenadier Constantin Mușat.
Acesta este luptătorul intrat în sufletele camarazilor de arme, intrat în poezie și mai târziu în legendă. Dar despre Constantin Mușat vom vorbi chiar la monumentul ridicat în memoria lui, în cea de-a doua parte a acestui ceremonial de comemorare. Doamnelor și domnilor, vreau să vă reamintesc că România acelor ani a pierdut în cei 3 ani de război duși din august 1916 până în august 1919, când a fost ocupată Budapesta, peste 800 de mii de oameni morți pe câmpurile de luptă, în lagările de concentrare, împrizonerați sau răpuși de boli, de frig sau de foame. Acesta a fost, dragi copii, și mă adresez vouă în primul rând. Încorporează în ele și vă rog să rețineți acest lucru, că este extrem de important. Încorporează în ele nu numai piatra, marmura sau lemnul din care sunt făcute, ci și sufletele sau spiritele celor căzuți la datorie. Prin sfințirea lor de către preoți, în chip tainic, ceea ce este văzut, încorporează și nevăzutul, adică spiritul sau sufletul eroilor în memoria căra au fost ridicate. De aceea aceste monumente, dragi cetățeni ai Comunei Pârgărești, stimați invitați și dragi copii, aceste monumente trebuie îngrijite și păstrate cu sfințenie pentru a nu batjocori memoria eroilor și a nesocoti puterea slujbelor de sfințire. Acestea sunt simboluri sfinte și așa trebuie să le păstrăm veșnic. Eroilor pe care îi comemorăm astăzi, la 100 de ani de la bătăliile purtate la Mărăș, Mărășești, Oituz, Coșna, Cireșoaia, Măgura Ocnei, le datorăm recunoștință veșnică și prețuire așa cum se cuvine, pentru bravura cu care s-au luptat și s-au jertfit ca noi să moștenim această frumoasă țară. Închei cu epitaful de pe mormântul eroului necunoscut din incinta mauzoleului de pe Măgura Ocnei. Ostaș și-a scăzut pentru țară, vitej ai credinței soldați, oriunde în morminte voi stați, vă fie țărâna ușoară. Rog pe bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne ocrotească. Vă mulțumesc! Rog acum pe domnul profesor Anton Coșa să ia cuvântul și o să urmeze reprezentantul primăriei Târgu Ocna. Stimate oficialități civile, bisericești și militare, onorată asistență, sunt onorat să pot rosti aici, la cota 789, câteva cuvinte legate de un moment istoric deosebit din cadrul războiului de reîntregire națională a României, care a avut urmări favorabile nouă și datorită jertfei ostașilor români căzuți pe aceste meleaguri. Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră aveți măcar pe cineva din familie care a căzut în primul război mondial. Prin familia mea personal, îl am pe străbunicul meu, căruia îi port numele, acestor strămoși ai noștri care s-au jertfit odinioară în războiul de reîntregire națională, le datorăm noi, inclusiv prezența noastră astăzi aici. Fără sacrificiul lor, noi astăzi nu am fi putut fi aici. Eu astăzi nu aș fi putut vorbi în fața dumneavoastră. Locul unde ne aflăm acum, dealul Coșna, cota 789, este locul în care eroismul și sacrificiul soldaților români au fost exemplare, oprind ambițiile adversarilor. Luptele de aici, de la cota 789, pot fi puse pe același palier cu alte momente dramatice din istoria noastră a românilor, care au contribuit efectiv la soarta ulterioară a războiului, înclinând balanța victoriei de partea armatei române. S-a spus pe bună dreptate că dealul Coșna a fost ultima redută a înaintării germane către Moldova. Cota 789 este încă unul din locurile unde deviza "pe aici nu se trece" a devenit un fapt concret. Pentru ostașul român de atunci au fost zile grele. În fiecare zi auzeam că germanii aduc trupe noi, lângă deal, soldați bine echipați care întăreau tranșeele lor. Ofițerii superiori ne spuneau periodic să ne așteptăm la un atac.
era o situație încordată, scria în jurnalul său Dimitrie Dimâncescu, unul dintre ofițerii români a cărui mărturie a făcut posibilă reconstituirea luptelor de aici, de pe dealul Coșna, în acele zile fierbinți din august 1917. Cât de important a fost acest loc atunci, în august 1917, reiese inclusiv din mărturiile adversarilor noștri germani, care au amasat aici forțe numeroase. Disproporția de forțe s-a accentuat și mai mult în condițiile în care românii au fost nevoiți să acopere și breșa lăsată prin plecarea corpului de armată rus care se retrăsese. În tranșee, încleștările au fost de o violență rară, în timp ce artileria grea decima linia frontului. În jurnalul său, locotenentul Erwin Rommel, însărcinat să preia inițiativa și să atace liniile românești, a consemnat, printre altele, chiar în perioada luptelor de la cota 789, că în viziunea germană, îl citez, pe frontul de est, vara lui 1917, a găsit forțele germane blocate în zonă. Numai o spulberare a întregului front ar putea elibera trupele pentru lupta decisivă din vest. Doar o eradicare completă a dușmanului ne poate permite să decidem victoria Germaniei pe frontul de est. Trebuia să atacăm prin surprindere, să ocupăm pozițiile din tranșee, care sunt flancate de pădurile de stejari. A fost dificil, de 5 ori am fost nevoiți să respingem atacurile inamicului, care devenise tot mai curajos, spunea odinioară locotenentul de atunci Erwin Rommel. Prin eroismul lor, soldații români care au luptat pe dealul Coșna au stăvilit definitiv speranța germanilor de a străpunge frontul românesc din munții Oituzului și a cuceri Valea Trotușului, zădărnicind astfel planurile strategice ale dușmanului și salvând Moldova de iminența ocupației inamice. Atunci, în vara anului 1917, pe dealul Coșna, ostașii români au dat dovadă de curaj, onoare și loialitate. Patriotismul lor a fost unul de netăgăduit, iar jertfele lor evidente. Există în istoria noastră a românilor momente esențiale, hotărătoare pentru destinul și înălțarea patriei. Anul 1917 a fost un astfel de moment. Există în istoria noastră locuri memorabile pe care nu ar trebui să le uităm niciodată și unde ar trebui să trecem mai des, cinstind astfel și memoria eroilor noștri. Dealul Coșna, cota 789, este un astfel de loc. Anul 1917 a fost pentru români anul speranței, anul în care armata română a influențat decisiv soarta frontului, oprind ofensiva adversă prin strălucitele victorii din vară, de la Mărăști, Mărășești și Oituz, asupra armatelor germano-austro-ungare, fiind totodată și anul premergător Marii Uniri din 1918. În acest context, luptele de pe dealul Coșna ocupă un loc de seamă. Sacrificiul celor căzuți aici, la cota 789, trebuie pus alături de jertfa tuturor celorlalți români din primul război mondial, fiecare dintre ei contribuind astfel cu cea mai de preț ofrandă, cu prețul vieții, la o viață mai bună pentru urmași, la o soartă mai bună pentru țară, la o evoluție favorabilă a evenimentelor istorice ulterioare care au culminat cu Marea Unire din 1918. Prin urmare, am mai spus-o și altă dată, o repet și aici, în acest loc udat de sângele strămoșilor, principala datoria noastră, a celor de azi, este să nu ne uităm eroii și să le păstrăm vie memoria. Glorie eternă eroilor neamului românesc! Mulțumesc, domnule profesor Anton Coșa. Acum îl rog pe domnul viceprimar al orașului Târgu Ocna, care a sprijinit activitatea aceasta, și vreau să vă informez pe toți că în timp ce noi desfășurăm activități de comemorare pe dealul Coșna, se desfășoară aceleași activități de comemorare la Cireșoaia și la Măgura Ocnei. Având, și asta ne duce cu gândul în simbolistică așa, la Trinitate. Deci în 3 locuri comemorăm jertfa eroilor căzuți pe aceste meleaguri ca să ne putem păstra ființa națională. Dar rog pe domnul viceprimar să ia cuvânt. Bună ziua, dragi cetățeni ai Comunei Pârgărești, domnilor generali, domnule deputat, domnule suprefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, doamna
primar și onorată asistență, am onoarea de a fi prezent astăzi aici, din partea orașului Stațiune Târgu Ocna, deoarece, așa cum spunea și domnul colonel Pavel, Târgu Ocna este prezentă la aceeași oră prin manifestări de omagiere a eroilor căzuți pe luptele de acum 100 de ani, în punctele Cireșoaia, Măgura Ocnei și, bineînțeles, aici la dumneavoastră. Ar fi puține de spus pentru mine în urma celor vorbite de către antevorbitorii mei. Transmitem un omagiu celor căzuți pe aceste câmpuri de luptă, care s-au sacrificat și au dat viața pentru ca noi astăzi să trăim în liniște și pace. Dacă ne-a fost greu să urcăm acest deal așa, în liniște și pace, iar cei care și-au dat viața nu s-au plâns și ne-au croit nouă drum libertății și liniștii de care ne bucurăm. Din partea orașului Stațiune Târgu Ocna vrem să înmânăm câteva diplome. Avem și mâine o acțiune, o parte dintre oficialități vor fi prezente și la Târgu Ocna, la Biserica Sfântul Nicolae, unde vom înmâna distinții. Avem, dar putem începe, da? O să le mânăm la momentul potrivit. Vă mulțumesc și omagiul eroilor căzuți pe aceste câmpuri. Mulțumesc, domnule viceprimar. Aș vrea să accept dânsului, sigur l-am rugat să accepte, că atunci când se mânează diplome de către Comuna Pârgărești, diplome comemorative, să fac același lucru și domnul viceprimar în continuare, sau începem cu dânsul și apoi se vor mâna diplomele de către doamna primară Comunei Pârgărești. Îl rog acum pe domnul general de flotilă Petrescu Nicolae să ia cuvântul. Alături de trupele terestre și aviația României a luptat pentru apărarea țării noastre. Adevărata consacrare a aviației române s-a materializat în timpul marilor bătălii din vara 1917 de la Mărășești și Oituz. În zona Oituz, inamicul a reușit să realizeze un raport de forțe net superior, 5 la 1 în militari, 19 la 1 în tunuri, astfel că era un adevărat pericol ceea ce se preconiza. În acea perioadă, aviatorii au zburat continuu pentru a nu permite avioanelor puterii centrale să pătrundă în spațiul nostru aerian. De aici și numeroase lupte aeriene duse de către vânătorii aerieni și iar bravii aviatori, observatori aerieni, reușeau să vadă din timp pozițiile inamicului și să dirigeze focul artileriei împotriva inamicului. Aviația română în acea perioadă avea aproximativ 90 de avioane de luptă față de 180 de avioane de luptă care erau dislocate pe acest front de către germani și austro-ungari. Iată o diferență foarte mare de forțe și în acest punct de vedere. Aviatorii români au lansat în schimb cu succes atacuri numeroase, atât asupra concentrărilor de trupe inamice, cât și asupra avioanelor inamice, ca să nu permită să se descopere locul trupelor noastre și să nu permită atacul trupelor care luptau în aceste locuri. Alături de aviatorii români au luptat și 42 de aviatori francezi și 20 de observatori aerieni francezi, creindu-se adevărate prietenii între aceștia. În total, aviația română a avut 12... escadrile.
Nu vă gândiți că aceste avioane erau ca cele de astăzi. Erau rudimentare, cu carlinga deschisă, cu instrumente de bor foarte rudimentare. Erau construite din pânză, lemn și sârmă, cereau mult curaj și îndemânare pentru a fi pilotate. Ultima mare bătălie a Moldovei a avut loc în Pasul Oituz. În acest sector a acționat grupul 1 aeronautic. Pilotii și observatorii erau veteranii bătăliei de la Mărești și încă de la început ei au dominat cerul Oituzului. În primele zile ale luptelor de la Oituz a avut loc un eveniment mai puțin obișnuit, demonstrând un cavalerism aerian deosebit. Astfel, în timpul unei misiuni de cercetare, un avion românesc din escadrila F-6 a fost atacat de un aparat al aviației austro-ungare. Un avion de vânătoare român, observând aceasta, pilotat de locotenentul Gheorghe Mihăilescu, a intervenit și a incendiat avionul inamic, obligându-l pe pilot să aterizeze forțat între linii. La rândul, farmanul românesc a aterizat lângă epava care fumega. Din el a coborât sub locotenentul Dumitru Bădulescu, care s-a apropiat de avionul inamic doborât și a scos pilotul din flăcări, ducându-l în liniile românești. A doua zi, un avion austro-ungar a survolat Oneștiul și a aruncat un mesaj în limba franceză, prin care se cereau informații despre pilotul doborât. Chiar Bădulescu a răspuns printr-un alt mesaj, lestat, că pilotul scos din flăcări de el a fost operat de urgență, că doctorii au reușit să-i salveze picioarele și că se reface într-un spital din Iași. A urmat un nou survol a unui avion inamic la Onești. Din aparat au fost aruncate pachete cu haine pentru rănit, ciocolată și șampanie pentru atitudinea aviatorilor români. După război, familiile celor doi piloți s-au întâlnit de mai multe ori, demonstrând că, dincolo de obligațiile pe care le aveau față de țara lor, fiecare ostaș a luptat și și-a făcut datoria fără patimă. Amintesc că pe cerul Văii Oltuzului a executat misiuni de luptă și aviatorul locotenent Vasile Nisculescu, viitorul erou al zborului Marii Uniri, care pe 23 noiembrie 1918, pe un gernă praznic, a zburat de la Bacău la Blaj, transportând documente importante din partea Guvernului României pentru Marea Unire către Convenția Națională. Locul pe care ne aflăm, dealul Coșna, a fost apărat cu eroism, în principal de Regimentul 15 Infanterie Războieni, care a înfrânt semeția armatei germane. De menționat că majoritatea ostașilor din acest regiment erau locuitori din satele din apropiere, care știau că dacă se vor retrage sau vor fi înfrânți, satele lor, familiile lor, intrau în bătaia artileriei inamicului, fiind distruse. Aici a luptat și caporalul Nicul Apostol, comandant de grupă de infanterie din Bârsănești, bunicul actualului general Vasile Apostol, pe care mulți dintre dumneavoastră cred că îl cunoașteți. Doresc să amintesc și de legendarul Peneș Curcanu, sergentul erou din Războiul de Independență, imortalizat în poezia cu același nume de Vasile Alexandri, care la vârsta de 62 de ani a cerut să fie recrutat soldat, luptând pe Valea Oituzului în Regimentul 25 Infanterie Racova. Acest sergent, avansat până la gradul de plutonier major, pe numele lui Constantin Țurcanu, a rămas militar activ cu aprobarea ministrului de război până la vârsta de 78 de ani, astfel 48 de aviatori au căzut la datorie, cei mai mulți din cauza defecțiunilor tehnice ale avioanelor rudimentare. Din rândul lor, 13 au căzut efectiv în lupte aeriene sau au fost doborâți de artileria inamică. Cei mai mulți dintre aceștia nu au morminte. Poate au avut atunci când au căzut. Ulterior, urmele acestor morminte s-au șters. Societatea românească n-a avut grijă să păstreze aceste simboluri ale vitejiei zburătorilor noștri. Unii dintre acești eroi au căzut în liniile inamice și nu știm dacă adversarii de atunci i-au onorat cu o moarte, cu un mormânt.
Printre eroii aviatori care au luptat pe aceste meleaguri, amintim de capitanul Ștefan Protopopescu, plutonier de marină aviator Ion Muntenescu, sublocotenentul Eugen Nasta, plutonier Ion Muntenescu și Paul Mogâldea, capitanul Haralambi Josan. Astăzi, aici, le aducem un pios omagiu pentru devotamentul lor față de țară, pentru spiritul lor de sacrificiu până la jertfa supremă. În final, țin să readuc în memorie cuvintele generalului Ieremia Grigorescu referitor la acțiunile aviației. Aduc mulțumirile mele comandantului grup de grup pentru priceperea cu care a condus lucrările aeronautice, comandanților de escadrile, piloților și observatorilor, pentru curajul admirabil și spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă, disprețuim moartea, mecanicilor pentru bunul mers al avioanelor, gata de zbor în orice moment. Prin mine, întreaga țară vă este recunoscătoare. Să nu uităm însă că fiecare moment de glorie pentru țara noastră, fiecare cărămidă pusă la temelia acestei țări, s-a făcut cu baioneta la armă, datorită eroilor ostașilor români. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule general de flotilă de aviație. Și acum îl rog pe domnul profesor Barna, după care va închide ciclul acesta de alocuțiuni reprezentantul Parlamentului României, domnul deputat Pală Rănău. Da, domnule profesor, vă rog. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Puteți un pic. Preacucernici părinți, stimați reprezentanți ai instituțiilor statului, stimate autorități locale, dragi elevi și cadre didactice, distinși locuitori ai comunei Pârgărești. Ne aflăm pe dealul Coșna, cota 789, deal cunoscut în istorie ca punctul trigonometric Coșna, loc al jertfei ostașilor români în lupta pentru apărarea ființei neamului românesc, deal al biruinței, loc în care s-a schimbat soarta primului război mondial, loc în care s-a pus în practică deviza frontului din Moldova. De aici nu se trece. Și așa a fost pentru a comemora împreună jertfa ostașilor români de acum un secol. Vă rog să-mi permite să fac câteva precizări privind primul război mondial. Și anume, principala cauză a războiului, lupta pentru reîmpărțirea lumii dorită de marile puteri pentru dominație economică și politică. Pretextul războiului, asasinarea la 28 iunie 1914 a arhieducelui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei la Sarajevo, de către studentul bosniac Gavrilo Princip. Izbucnirea războiului la 28 iulie 1914. Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, apoi în august 1914 marile puteri au intrat în conflict declarându-și război. S-au format cele două tabere, puterile centrale, cuprinzând Austro-Ungaria, Germania, Turcia, Bulgaria, Antanta cu țările Franța, Anglia, Rusia, Italia. Intrarea României în război la 28 august 1916, după 2 ani de neutralitate de partea Antantei pentru întregirea teritoriului. Atacată de austro-ungari, germani și bulgari, României au fost ocupate 2/3 din teritoriu, inclusiv capitala, dar a continuat lupta. În sudul României, puterile centrale au instituit un aspru regim de ocupație și exploatare. Moldova a rămas liberă. Iașul a devenit noua capitală a României, aici refugiindu-se familia regală, guvernul și parlamentul. Armata română s-a refăcut în Moldova cu ajutorul misiunii militare franceze, iar încercarea puterilor centrale de a ocupa Moldova a fost stopată. Victoriile armatei române de la Mărăști, Mărășești și Oituz au creat condițiile eliberării zonei ocupate din sudul țării și menținerii ființei naționale. Pe front au avut loc evenimente deosebite.
Rusia semnează pacea separată cu puterile centrale și datorită evenimentelor revoluționare din această țară are unde avea loc Revoluția Bolșevică. România se vede izolată și este nevoită să semneze și ea pacea separată cu puterile centrale în mai 1918, dar reintră în război de partea Antantei la 10 noiembrie 1918. Pe 11 noiembrie 1918, germanii au semnat armistițiul și războiul mondial a luat sfârșit prin înfrângerea puterilor centrale. Urmările războiului sunt colosale. 10 milioane de morți, 22 milioane de răniți, imense pagube materiale. Revenind pe meleagurile Moldovei, trebuie să amintim eroismul de care a dat dovadă regimentul 2 grăniceri, din care făcea parte și bravul erou, grenadierul Constantin Mușat. S-au spus multe despre acest erou, dar vreau să reliefez doar câteva caracteristici ale legendarului erou. Născut în septembrie 1890 în satul Domnești, comuna Clinceni, județul Ilfov, într-o familie de țărani agricultori, s-a calificat în profesia de croitor. Serviciul militar l-a efectuat în cadrul unei subunități din Constanța a regimentului 1 grăniceri între anii 1912-1914. Înrolat pe front, în cadrul aceleiași unități, fiind comandant de grupă din regimentul 2 grăniceri. În cursul luptelor din zona Râpa Roșie din timpul bătăliei de la Râmnicul Sărat, este rănit grav la brațul stâng. Este internat în spitalul Veniamin din Iași, și acolo îi este amputat brațul stâng. Îi se propune lăsarea la vatră. Refuzul lui Constantin Mușat și exprimarea dorinței de a fi retrimis pe front, spunând că poate fi de folos patriei și cu un singur braț, cu brațul drept, în calitate de aruncător de grenade. Dorința îi este îndeplinită și ajunge pe meleagurile Nicoreștiului ca aruncător de grenade. În 13 august, regimentul 2 grăniceri poposise în satul Bogdănești. Abia câteva ore se odihniră soldații când ofițerii de serviciu au dat alarma. Acu se dădea o alarmă de luptă. Ca întotdeauna, Mușat era vesel, optimist, pus pe glume. Își încuraja camarazii cu sfaturi, cu vorbe de duh. Marșul către linia frontului a început la ora 2. Întunericul făcea să sporească teama de necunoscut. La ora 3, regimentul a ajuns la Nicorești. Pe la ora 4, liniștea relativă care învăluise până atunci satul Nicorești a fost spartă de puternice explozii. Întâmplător sau nu, artilieria austro-ungară trăcea furioasă. La ora 5, grănicerii s-au pus din nou în mișcare. În jurul orei 10:30, caporalul Mușat și camarazii săi sunt ferm deciși să plătească scump jertfa celor căzuți în luptă. La ora 11:30, maiorul Costăchescu raporta comandantului de regiment prin telefonul de campanie. Cota 789, punctul trigonometric Coșna, este în mâinile noastre. Așadar, într-o oră, dușmanul a fost răvășit, îngenunchiat și silit să se retragă înspăimântat de vitejia grăniceilor români. Cota 789 a fost mulsă din mâinile bavarezilor. Coșna a fost eliberată. Dar cum? Cu ce preț? Ce s-a întâmplat la cota 789? Cum s-au bătut ostașii companiei 6? La apelul de după atac, n-au mai răspuns mulți dintre ei. Le-a murmurat numele și a strigat în locul lor pământul pe care l-au îmbrățișat și care i-a îmbrățișat pentru totdeauna. Prezent, prezent, prezent. Nu s-a auzit nici glasul lui Mușat. A răspuns pentru el cu același glas ferbinte, venind din adânc de istorie. Pământul patriei, prezent, a spus acesta. Caporalul Mușat ne-a dăruit imaginea vie, imaginea metaforă a vitejiei și tăriei de neînvins a ostașului român, imaginea trăniciei de neclântit a poporului nostru în spațiu Carpato-Dunăreano-Pontic. A fost plâns îndelung eroul Mușat. L-au plâns deopotrivă comandanții și soldații. Și în acea zi de 13 august l-au înmormântat cu onoruri ostășești sub un pom umbros de lângă biserica din Nicorești.
Meleagurile comunei Pârgărești sunt încărcate de jertfa eroilor din timpul primului război mondial. Întreg teritoriul comunei este stropit cu sângele bravilor eroi. Înaintașii au ridicat 5 monumente în cinstea acestor eroi, câte unul în satele Pârâul Boghii, Pârgărești, satul Nou Nicorești și un monument dedicat bravului erou, grenadierului Constantin Mușat, aici, pe dealul Coșnea, chiar în locul unde a căzut eroi Constantin Mușat în 1917. Un pic mai jos am trecut la urcare pe lângă acest monument. Monument refăcut de autoritățile locale din Pârgărești. Istoria îl consemnează pe grenadierul Constantin Mușat, alături de Ecaterina Teodoroiu și Maria Zaharea, aceștia devenind prototipuri ale eroilor de război, modele de autosacrificiu și patriotism. Având în vedere eroismul grenadierului Constantin Mușat pe aceste meleaguri, jertfa supremă a acestuia, cred că ar fi bine ca în această comună să existe, ca semn al recunoștinței pentru bravul erou, statuia Ultima Grenada a caporalului Mușat, operă a sculptorului Dimitriu Bârlad. Statuia să fie înălțată în centrul comunei, fiind locul unde generațiile viitoare să-și poată manifesta recunoștința și a aduce un omagiu luptătorilor din primul război mondial, în mod deosebit grenadierului Constantin Mușat. Ajungând pe aceste meleaguri acum mai bine de 40 de ani, am fost impresionat de istoria acestor locuri, mai ales că bunicul dinspre tata a căzut pe front în timpul primului război mondial la Cnel. Ca învățător și apoi ca profesor de istorie, am căutat să sădesc în inimile generațiilor care mi-au fost încredințate dragoste de neam și țară, respect și recunoștință pentru cei căzuți în lupta pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. De 2 ori pe an, Ziua Eroilor și 1 decembrie, împreună elevi, preoți parohi, autorități locale, cadre didactice și locuitorii acestor meleaguri am comemorat eroii neamului românesc, au ținut slujbe de pomenire, au depus coroane de flori la monumentele de pe raza comunei, au prezentat programe artistice, au fost evocat eroismul ostașilor români, au organizat acțiuni de menținere și refacere a monumentelor. În activitățile extrașcolare, în mod deosebit în săptămâna școală altfel, există o activitate denumită Pe Murmele Istoriei, care cuprinde orientare turistică, cultură generală și istorie locală, desfășurată sub formă de concurs, la care participă elevi din toate unitățile școlare ale comunei, finalizată cu mânare de diplome. Școala gimnazială din satul Nicorești poartă numele grenadierului Mușat, regăsindu-se în nomenclatorul școlilor din România sub denumirea de Școala Gimnazială Constantin Mușat Nicorești. În interiorul școlii, o încăpere adăpostește un mic muzeu unde sunt expuse obiecte din timpul primului război mondial, găsite de elevi pe dealul Coșna, și anume gloanțe, tuburi de cartușe, grenade goale, căști, resturi de obuze, bidonașe pentru apă, lopeți de infanterie, etc., dar și date despre grenadierul Mușat, obiecte de ceramică, monede, bancnote vechi, etc. Îmi exprim deplina mulțumire în numele cadrelor didactice, elevilor, pentru toți cei care ați făcut posibil ca astăzi, 10 august 2017, aici, pe Coșna, să participăm la comemorarea 100 de ani de la primul război mondial, sărbătoare de care ne vom aminti cu plăcere peste ani, fiind în același timp pildă de urmat. Fie ca generațiile viitoare să ducă peste veacuri respectul față de eroii neamului, iar sentimentul patriotic, dragostea de neam și țară să dăinuiască în această comunitate și în întreaga România. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor. Încheiem, așa cum am spus, ciclul acestor cuvântări cu reprezentantul Parlamentului României. Vă rog, domnule Paller. Mulțumesc, domnule colonel. Distinși invitați, dragi săteni ai comunei Pârgărești, am rugămintea să începem ușor să ne apropiem, pentru că va urma cu adevărat momentul extrem de important, ceea ce au pregătit acești copii minunați împreună cu profesorii, părinților, familiile lor. Îmi revine plăcuta și în același timp neplăcuta misiune de a încheia, pentru că la final de căldura, n-am să mai rostesc alte cuvinte, n-am să țin lecții de istorie,
pentru că antevorbitorii mei au prezentat extrem de frumos și extrem de bine, cu date extrem de clare, tot ceea ce era de spus. Înainte de a vă spune cuvântul meu și mesajul Parlamentului României, vreau să dăm cezarului ce este al cezarului. Vreau să mulțumesc și să mulțumim, dacă se poate, prin aplauze primăriei Comunei Pârgărești, pentru că astăzi s-a putut să fim prezenți aici cu toții. Vreau să le mulțumim minunaților ostași activi ai armatei române care astăzi sunt aici și pe viu. După 100 de ani vedem din nou cum se desfășoară o unitate militară. Să le mulțumim rezerviștilor care astăzi ne-au ținut o lecție de istorie extraordinară și de ce nu ne-au dat preacucernicii părinți o lecție de toleranță și de armonie. Am asistat astăzi la o slujbă comună între cele două biserici creștine românești, catolică și ortodoxă, la fel cum soldații români, indiferent de ce, din ce confesiune au făcut parte, și-au dat viața pentru apărarea patriei. Vreau să vă spun că astăzi, după ce am ascultat această lecție de istorie, noi toți discutam cu domnul subprefect și spuneam cât de norocoși suntem noi toți cei care astăzi suntem în viață aici, indiferent din ce partid politic am fi, indiferent ce fel de religie am avea, indiferent de funcția pe care avem, publică sau privată, să fim vii, să trăim la 100 de ani după ce înaintașii noștri și-au dat viața, ca noi astăzi să putem să fim aici în zi de sărbătoare. Această masă tricoloră așezată simbolic într-un tranșeu, aici, la Coșna, la 789 de metri, acum 100 de ani, avea altă conotație. Era locul unde probabil se urmărea această vale pentru a fi cucerită sau a fi apărată. Dragi români, dragi locuitori de pe Voile Trotușului, în acest an 2017, Bacău este principalul promotor și principalul precursor al centenarului Marii Uniri 2018. Aici, în Bacău, în anul 1917, s-au dat marile bătălii, aici au fost porțile întregirii României. Dacă pe aceste meleaguri, în aceste locuri, înaintașii noștri n-ar fi dat dovadă de bărbăție, de vitejie și n-ar fi apărat aceste redute, astăzi România Mare nu ar fi reușit să fie înfăptuită. Să dea bunul Dumnezeu să ne cinstim memoria, pentru că cine nu-și respectă istoria nu are viitor. Suntem obligați să respectăm memoria înaintașilor noștri, să ne mulțumim pentru tot ceea ce au făcut, glorie înaintașilor noștri și pentru fiecare dintre noi să nu uităm că forma de respect pe care trebuie să o purtăm înaintașilor noștri vine din a cinsti în fiecare an, a transmite acestor minunați copii ceea ce au făcut străbunii noștri. Prin ei România va avea viitor, prin transmiterea fiecărui sentiment pe care l-au trăit înaintașii noștri, pe care nu trebuie să-l uite nimeni niciodată. Să dea bunul Dumnezeu ca acest moment în care pe care îl trăim astăzi să fie pelerinaj pentru fiecare băcăian, pentru fiecare român pe aceste meleaguri. Cinste dumneavoastră administrației locale, mulțumim frumos și Doamne ajută să fim sănătoși cu toții, trăiască România! Domnule deputat Palăr, vă mulțumesc în mod special pentru cuvântul ăsta de suflet. Ați reușit, cred, să răscoliți sufletele noastre și să le înălțați, să dați într-adevăr un mesaj nu numai de pace, ci și de încredere în ceea ce urmează să se întâmple cu țara noastră. Și acum, domnilor, vom merge mai departe cu programul acesta și vă rog să vă apropiați așa cum v-a invitat și domnul prefect, domnul deputat Palăr Ionel, apropiați-vă pentru a
urmări un montaj de cântece și poezii patriotice și acești copii care s-au străduit să ne pregătească ceva interesant merită să fie ascultați cu atenție, merită în felul acesta să-i onorăm și pe ei și să-i încurajăm pentru ce vor face și de acum încolo la alte evenimente. Vă rog tare mult, apropiați-vă și să-i ascultăm. În războiul mondial, când românii au luptat pentru unirea cea mare, Pârgăreștiul a ajutat. Dornici erau să scape de poporul austriac, tricolorul la Coșna cu mândrie au arborat. România să trăiască, liber vrem din nou să fim, bucuroși intrăm în luptă, țara sfântă să o primim. Voluntari s-au înrolat, tinerii cu zeci și sute, viața și-au sacrificat pentru a țării libertate. Noi suntem români, noi suntem aici în vești stăpân. Arde lean copil de multe ea, ridică data frunte și de suflă de mândrie că ești fiu de Românie. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în vești stăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în vești stăpân. Hai România, ne vede, România, noi se vede, că dragul românul lume, fără și vrednic de-al său nume. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în vești stăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în vești stăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în Italian. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în Italian. Războiul pentru întregirea națională. Începutul secolului 20, cu înarmări, colonii, relații reci. Dorința pentru împărțirea lumii, a căror stăpânire puterile o vor pe veci. Se încheie alianțe, se caută pretexte, iar rușii cu germanii impun naționalisme, patrioti și pacifiști, cele două mari curente, că războiul va fi scurt, susțin cu convingere. Și iată atentatul, un principe muri, urmează acuzații, conflictul se porni. Pe frontul curge sânge, sunt morți, sute de mii, noi ne-am intrat în luptă, ne-am declarat neutri. S-au căutat soluții, țara s-a pregătit, războiul întregirii, tanta l-am pornit, să dezrobim Ardealul, pământul nostru sfânt. Carpatele române, carpații au trecut, înainte mereu, nere se îndreaptă, lovesc la Turtucaia și visele se frâng, cât și asaltul vestic, Germania le resping.
Urmează lupte grele, prin vârf și trecători, pe Jiu, pe Olt și Argeș, tămin cuciritori. Ocupă capitala, românii cu ardoare, își pregătesc Moldova de marea confruntare. Cu dragoste de țară, dorințe de izbândă, urând dușmanul aprig, vrând liber să rămână, minuni de vitejie, întunete de obuz, la Mărășești, Mărăș și la Oituz. Au demonstrat ai noștri, cum Grigorescu zice, la porțile Moldovei, pe aici nu se trece. Prin acte de bravură, curaj neegalat, sacrificându-și viața, ei țara au salvat. Noi suntem bogăția țării, ne privește nou cu dor, știe că pe brațul nostru se sprijină în viitor. Noi jurăm cu drag credință și învățăm mereu cu spor, noi suntem bogăția țării și vom fi țara în viitor. Eroina de la Jiu, viteaza Ecaterina, pe șosea spre Horzeu, se întâlni cu draga Lina. Ea era infirmieră, cu obrajii de frig înroșiți, venise ca voluntară să îngrijească pe răniți. Generalul o întrebă cine este și ce face. Cătălina îi răspunse, țara este în primejdi, n-am putut să stau deoparte. Adânc impresionat, al ei curaj a lăudat și de frig o protejează, mantaua ei pe umeri așează. Curând eroina noastră, lăsă geanta sanitară, puse mâna pe o armă, apărând Oltenia dragă. A luptat la Târgu Jiu, Țânțăren și Filiaș, grav rănită într-un târziu, vindecat a fost la Iași. Cu grațul blocotenent, se întoarce iar pe front, pe dealul Muncelului, s-a curmat asaltul ei. Eroina adevărată pentru al țării ideal, a luptat neînfricată în primul război mondial. Sunt mică, dar știu că am strămoși viteși de cum învăț istoria, căci mândră sunt cu țara mea și am aflat ce este gloria. Eu am aflat de caporal Constantin Mușat, mai știu de Mihai Viteazu, de Mircea cel Bătrân. Știu că au luptat cu oameni ce au vrut să ne răpească al nostru sfânt pământ. Un pic de șchioapă se uita într-o carte, iar eu priveam la fața lui micuță. Cum paginele le întorcea atent, cu mâna lui în albă mânecuță. Era, ce credeți, cartea de istorie, cu chipuri de oșteni și voievozi, cu povestiri frumoase despre glorie, iar eu priveam zulufii lui cei blonzi. Copilul va ajunge și el mare, va ști despre istoria țării sale și mândru va rosti și el povestea despre eroi și sfintele hotare. Istoria, copii, o poveste, dar este cea mai prețioasă, căci este singura adevărată despre eroii neamului și despre țara noastră. Nu-i lucru mai prețios în lumea asta decât să știi povestea țării tale și mândru să rămâi întotdeauna că adevărul nostru este între hotare. Aici odihna în veșnicie, eroi ce neamul l-au iubit, de asta, dragi copii, istoria să fie adevăratul basc cel mai iubit. Un cântec istoric ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Ce batalioane române capați la arme cu frunze și flori. Așteaptă izbânda, așteaptă și frații cu inima la trecător. Așteaptă izbânda, așteaptă și frații cu inima la trecător. Dealul Canatul, Crișana ne cheamă, legea e numai la noi. Să rugă copiile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Înainte, cu sabia mână, hotarul nedrept să-l trobim. Să trecem Carpații, ne trebuie adealul de-ar fi să ne îngropăm de vii. Să trecem Carpații, ne trebuie adealul de-ar fi să ne îngropăm de vii. Ce batalioane române Carpații, la arme cu frunze și flori. Așteaptă izbânda, așteaptă și frații cu inima la trecător. Așteaptă izbânda, așteaptă și frații cu inima.
inima la trecător. Poezie de la anul 1918. Nu plânge mai că Românie, cam să mor neîmpărtășit. Un glonț pănis pe pieptul tău, cu pieptul meu l-am oprit. Nu plânge mai că Românie, rândul nostru să luptăm. Și din pământul ce ne arde, nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge mai că Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. Nu plânge mai că Românie, adună tot ce bun sub soare. Ne cheamă și pe noi la praznic, că România va fi mare. Eroii n-au mai apucat să plângă, s-au închinat cu mâna stângă și în dreapta țineau dragostea de țară, s-au apucat doar să se închine și să moară. Azi trupul lor ascuns pe sub pământ este istorie în cuvânt, de rugăciune și iubire pentru țară, s-au apucat doar să se închine și să moară. Aici, la Coșnea, în inima țării, plânge părăul în vale de spume, purtând spre vecie către înaltul zării al văii renume. Aici, la Coșna, mai dăinuie încă un fiamăt de stânci pe lespedea rece, vibrând îndelung porunca cea sfântă, pe aici nu se trece. Ei au căzut cu fața la dușmani, dar nu sunt morți, căci inima lor bate, de dincolo de moarte și de ani, de apururi pentru veci și libertate. Ei au căzut luptând pentru cei mulți, pentru cei goi și pentru cei desculți, zid au făcut din trupurile lor pentru dreptatea noastră a tuturor. Azi ne cinstim eroi, cei mulți și neînfricați, ce în lupte și-au dat viața aici între Carpați, să-și apere moșia și neamul strămoșesc, ce va trăi de-a purul pe plaie românesc. Îi preamărim pe bravii noștri înaintași, care au lăsat prin fapte și vorbe la urmași, o mare avuție ce-om duce mai departe, prin graiul nostru dulce și plin de demnitate. Cântă cucu, bată-l vina, ne răsună Bucovina. Cântă cucu, bată-l vina, ne răsună Bucovina. Cântă cucu într-un brăduț, ne răsună Cernăuț, măi, măi. Cântă cucu într-un brăduț, de răsună Cernăuț, măi. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au plecat în altă țară, dar se-ntorc la primăvară, măi, măi. Au plecat în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Că de-o piere straja voastră, va pieri și țara noastră, măi. Că de-o piere straja voastră, va pieri și țara noastră. Poemul Mușat Grenadierul este un ardent omagiu adus eroului de la Oituz. Învolburați vrăjmașii goneau spre baricade, dar și Mușat la rândul își pregătise tirul. El le opri avântul cu o ploaie de grenade. Neobosit la muncă și fără să înceteze, Mușat ochea vrăjmașul, iar când cădea grenada, făcea spărturi cumplite în rânduri bavareze. Dar, așteptând trufia dușmanului să o înfrângă, Mușat grenadierul se prăvăli în țărână. O schijă bavareză îi rupse mâna stângă. Cât timp mai am o mână și pot să dau cu ea, rămân la datorie, de moarte nu-mi e frică. Când rana i se tămădui,
află cu întristare că doctorii l-au reformat. El cere sus și tare să fie scos, dus la raport. Dorința îi se împlinește. Cu capul sus, dărz și senin, el șefilor grăiește. Buni comandanți, zic să trăiți. Mă reformați? Ei bine, gândiți-vă că mă jihniți să îndur astă rușine. Când trupul mi-e nevătămat și dreapta mă ajută, să știu cum camarazii mei țin piept cu bărbăție. Dușmanului și eu să stau, ar fi o josnicie. Lăsați-mă să plec la ei, să-mi apăr scumpa țară. Dar ce-ai putea tu să-i mai faci? Cei mari îl întrebară. Ce? Vrei să știi numai decât? Bărbați sunt, nu muiere. Cu dreapta încă poți să zvârl grenade cu putere. Hai să întindem ora mare, mai aici și mai colea, mai aproape de hotare, până în vasa rabia. Mai aproape de hotare, până în vasa rabia. Noi suntem ai României, noi suntem și frați unii. Bătălie, vom lupta nebiruiți. Și pe gând de bătălie, vom lupta nebiruiți. Nu ne spune mântrează moartea, noi suntem nemuritori. Moartea cântă dacă soarta ne va încununa cu flori. Moartea sfântă dacă de sânge, nu ne vom înspăimânta, frații noștri ne vor plânge, țara nu ne va uita. Frații noștri ne vor plânge, țara nu ne va uita. Așa este tot românul, de când este pe pământ, a lucrat pentru dreptate și pentru pământul sfânt. A luptat pentru dreptate și pentru pământul sfânt. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici cei de stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici cei de stăpâni. Noi suntem romani, noi suntem romani, noi suntem aici, dar italian. Noi suntem romani, noi suntem romani, noi suntem urmași al lui Traian. Da, moment emoționant și le mulțumim tare mult acestor frumoși copii pentru ce au pregătit pentru noi. Și acum aș vrea să-l rog pe domnul colonel Cojocaru să prezinte niște uniforme de epocă. Domnule colonel, haideți că vin lângă dumneavoastră cu microfonul, luați-vă trupa și ziceți despre ce vorba. Stimați invitați, mă prezint, sunt colonelul Cojocaru, vă sunt cu Asociația Tradiții Militare. Vă transmit toate cele bune invitațiilor, oficialilor, sfinților părinți, copii, pretindeni și colegilor mei vânători de munte. Scurtez rugăciunea că s-a prezentat luptele de pe Costa, vă prezint în semne păcii celor care au căzut aici și care poartă uniforma armate unii din acele timpuri. Iau de partea dreaptă, soldatul
așa este în uniforma Răzvan, uniforma regimentului 27 infanterii, care a luptat dincolo la Cirefoaia, dar e uniforma română de atunci de infanterie. Este compusă dintr-o capelă care acoperă capul, care este tipic românească, dintr-un veston, o centură cu două cartușieri, cu muniții, pușcă Mauser, baionetă pentru pușca Mauser model K98, în picioare 245. Armata română atunci purta bocan și unde o putea să o pinge. Al doilea militar care are pe apelul, de apelul este de apel pernat. Este o replică, dar este de apel luptă din apelul pernat. Aia aceeași ținută, în picioare are ghete și cască tip atelier, model 1912, franțuzească. Noi am avut în forma mai toate după modelul francez. Vă rog să aplaudați pe acești soldați. Asta ne-a adus în amintirea noastră imaginea celor care au luptat acum, ținuta celor cu care au luptat eroii noștri pe aceste meleaguri. Acum urmează un moment foarte important de înmânarea unor diplome comemorative și să începem cu Comuna Pârgărești în gazdă și apoi Târgu Ocna să-și înmâneze în continuare celor pentru care au pregătit aceste diplome. Doamna primar, haideți lângă mine. Pe lângă diplomă, doamna primar s-a gândit să le dea și câte o lucrare extrem de interesantă scrisă de Cornelu Stoica, profesorul de istorie de la liceul din Târgu Ocna, cel care a scris și Valea Totușului enciclopedie și a scos o ediție de lux. Acum dânsul scrie o carte, Zile de foc la porțile orașului Târgu Ocna, centenarul luptelor de la Coșna și Cireșoaia, 1917-2017, o carte extrem de interesantă, cu foarte multe date. Ea va putea fi cumpărată, probabil că se va găsi în librării sau oricum prin primărie dumneavoastră puteți obține informații de unde puteți să o procurați. Eu v-aș recomanda să faceți rost, să o aveți în casă, pentru că vorbește numai despre luptele din zona noastră și au foarte multe fotografii de epocă, e o carte foarte interesantă. Doamna primar, haideți să începem. Se acordă diplomă comemorativă, centenar 1917-2017, domnului deputat Ionel Paler. Domnule deputat, de asemenea, diplomă comemorativă domnului subprefect Valentin Ivancea, domnule președinte Sorin Brașoveanu și vă rog pe domnul și domnului vicepreședinte Gheorghiță Marius și vă rog pe dumneavoastră să înmânați această diplomă comemorativă și domnului președinte al Consiliului. Domnului general de flotilă Petrescu Nicolae, domnule general. O diplomă doamna primar s-a gândit să-mi acorde și mie, colonelului în retragere, Pavel Gheorghe. Cartea nu mi-o dați când mi-ați dat-o. Da. De asemenea, domnul colonel Petrescu Marian, vă rog, domnule colonel, de la cultul eroilor, de la Poiana Sărată, Oituz. Domnul colonel în rezervă, Cojocaru Stelian. Dumneavoastră care sunteți vechi de 100 de ani, veniți încoace, domnule colonel. Domnului major Mihaluc Gheorghiță, de la Vânătorii de Munte, bănuiesc, da? Domnul locotenent colonel Arsenie Iuliu Ilie Cristian, domnule colonel. Primăria s-a gândit și la protoierie, la
soborul de preot și îi mânează domnului preot sau domnului părintelui preot protopop. Protopop, noi am spus aici Ioan Bârgăoanu, dar eu îl mânăm secretarului care este prezent și îl reprezintă pe părintele protopop. Transmiteți-i toată aprecierea pentru tot ce face dânsul pentru susținerea unor astfel de manifestări. Domnule profesor Anton Coșa, vă rog. Domnule Nicolae Drăgănuță, vicepreședinte al orașului Târgu Ocna. Domnule președinte al Cultului Eroilor, Asociației Cultului Eroilor Onești, domnul Cristea Cornel. Haideți, domnul Cristea. Da, o uitați. Da. Acum îl rog pe domnul Drăgănuță să continue cu mânarea acestor diplome din partea orașului Târgu Ocna. Mulțumesc, domnule colonel. Noi avem doar câteva diplome, pentru că acțiunile de comemorare continuă mâine la Târgu Ocna, începând cu orele 10, unde vor veni militarii din toate cele trei puncte, Coșna, Cireșoaia, Măgura. Vă invităm pe această cale și pe dumneavoastră care sunteți prezenți astăzi aici, cât și cei care nu au putut veni, să veniți mâine în Târgu Ocna la punctul Biserica Sfântul Nicolae, unde sunt invitate de asemenea oficialități, va fi prezența și președinția României, consilierul domnului președinte, cât și multe și multe alte personalități. Noi înmânăm prin colegele mele de la Primăria Târgu Ocna o diplomă domnului general de flotilă aeriană, domnul Petrescu Neculae. Domnule general, am onoarea să vă salut, să vă urez premiile din partea Unității Administrative Teritoriale Târgu Ocna. Felicitări, rămâneți pentru o fotografie aici alături de ceilalți. Da? În continuare, acordăm o diplomă domnului colonel în rezervă Mihai Purcaru, îl invităm, dacă este prezent. Da? Așa. Domnul colonel Purcaru, felicitări, vă înmânăm diploma comemorativă. Felicitări, domnule colonel, rămâneți alături de noi. În continuare oferim Asociației Naționale de Tradiții Militare Românești, reprezentantă de către domnul colonel în rezervă, cojocarul Petru Stelian. Cojocarul Petru Stelian. Este prezent? Da. Așteptăm. Veniți alături. Vă înmânăm cartea, diploma, serviți patria, iar din partea Unității Teritoriale, Administrative Teritoriale Târgu Ocna, aveți și o medalie. Felicitări! Rămâneți alături de noi. În continuare oferim diploma centenarium, deci de comemorare la Coșna, domnului colonel Petrescu Marian, de la Asociația Sfântul Ilie Poiana Sărată. Poftiți, domnule colonel, felicitări și cartea cu zilele de foc. În continuare, domnului inginer Corneliu Cristea, de la Asociația Cultului Eroilor Onești. Dacă este, îl invităm. Felicitări, domnule colonel, primiți diploma, felicitări, cartea. Vă invităm alături de celelalte personalități premiate. În continuare acordăm o diplomă domnului Coșa Anton, domnul profesor, de comemorare și o diplomă aniversară. Felicitări și cartea. Domnul profesor, vă mai dau o carte, parcă nu ar fi suficiente, pe care le aveți nu sunt suficiente niciodată, zice domnul profesor. În continuare acordăm preacucernicului părinte Adrian Buceac diploma. Îl invităm pe părintele Buceac. Buceac. Felicitări și cartea, rămâneți alături de noi.
Celelalte personalități, vă rugăm să nu fie supărate pe noi, le așteptăm mâine la Târgu Ocna, vom avea diplome pe meritul dumneavoastră. În continuare, îl invităm pe preacucernicul părinte Daniel Nechita, felicitări, diploma și o carte. Continuare. Mulțumim domnului colonel Gheorghe Pavel, care a condus această acțiune, acest eveniment. Cred că împărtășiți aceeași părere. Felicitări, domnule colonel, în modul în care ne-ați condus. Vă înmânăm, nu numai pentru că ați condus evenimentul, ci diplomele și această medalie centenar, 100 de ani. Felicitări, să ne trăiți și la următoarea aniversare de încă 100 de ani să fiți la fel de puternic. Da, un gest foarte frumos, înălțător, tulburător și mișcător în același timp. Și aș vrea să vă spun, să vă arăt și dumneavoastră, chiar dacă nu se vede, dar așa ca informație, iată medalia aceasta pe care au reușit să o comande și să o realizeze Târgu Ocna, foarte interesantă, are pe vers Coșna, ultima rădută, 1917-2017, pe aici nu se trece, iar pe revers este Cireșoaia, ultima luptă, cu aceeași deviză, pe aici nu se trece. Deci în asta, acestea sunt medaliile comemorative de la Târgu Ocna. Da, trecem acum și vă rog să degajați terenul. Vă rog inclusiv vânătorii de munte, lăsați un spațiu pentru a putea să se deplaseze coroanele. Începe depunerea de coroane. Gardă Balien! Gardă drept! Gardă pentru onor mai reprezentat! Gardă! Depun coroana de flori reprezentantul Parlamentului României, domnul deputat Palăr, însoțit de consilierul dânsului. Depune coroană de flori instituția prefectului Bacău. Urmează depuneri de coroane din partea Consiliului Județean Bacău. Depune coroana de flori Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria. Depune coroana de flori Asociația Sfântul Ilie Poiana Sărată. Depune coroana de flori reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.
Se pune coroana de flori inspectoratul de poliție județean. Vă rog să vă apropiați cu coroanele mai mult. Pe măsură ce se depun coroane, vă rog să aplaudați, că așa este un gest de apreciere și recunoștință. Deci inspectoratul județean de poliție, inspectoratul de jandarmi, județean de jandarmi Bacău. Am aici depunere coroane de flori și inspectoratul pentru situații de urgență Bacău. Dacă este reprezentant, îi rog să însoțească coroana. Depune coroane de flori protoieria Onești. Depune coroană de flori Episcopia Romano-Catolică Iași. Organizația PNL Bacău depune și această organizație o coroană de flori. Rog pe domnul primar, al reprezentantul viceprimar al comunei Oituz, depune coroană de flori. Și-au ținut în mod deosebit reprezentanții a două firme, Nicu Trans SRL și Saralin SRL, societăți comerciale, care au realizat mai puțin de o săptămână de zile și vreau să știți treaba aceasta. Ați văzut că s-a putut ajunge cu mașinile până aici sus pe Coșna. Un efort extraordinar, oamenii aceștia au stat zi și noapte. Și-au mobilizat toate resursele, dar ei ca oameni au stat zi și noapte pe utilaje și alături de oamenilor și-au asigurat această posibilitate de a veni cu mașinile. Nu se putea intra până aici, nici măcar până la Mușat. Deci un efort deosebit, merită toate aplauzele și recunoștința noastră. Primăria Târgu Ocna ne onorează și onorează eroii noștri cu această coroană de flori. Și rog pe doamna primar a comunei Pârgărești, domnul vice, de asemenea să știți, vă mărturisesc că un lucru care l-am mărturisit și domnului vice, foarte mult suflet a depus acest om. Dar e pe drumurile acestea, în căldura asta care a fost în toată perioada asta, s-a străduit. El a condus toată operațiunea aceasta de a face posibilă, accesul pe Coșna și la monumentul. Desigur, s-a îngrijit și de monumente, de curățenie în zona respectivă, deci de foarte, foarte mult efort și să-l aplaudăm. De asemenea, pe doamna primar, care s-a zbătut, eu cred că a avut multe nopți în care n-a dormit, a avut neliniști și insomnii date de acest efort de pregătire unei asemenea centenar. A înțeles foarte bine și a trăit cu toată ființa responsabilitatea care și-a asumat-o de a organiza acest eveniment centenar 100 pentru comemorarea eroilor căzuți pe aceste locuri. Vă mulțumim tuturor și acum vă rog pe toți, deși aici lucrurile... Cineva? Mai este o coroană? Da. Da.
Acum vă rog, deci lucrurile aici sunt pe cale să se încheie. O să o rog, pe doamna primar să încheie, spunând ultimul cuvânt de mulțumire sau ce crede dânsa că trebuie rostit. Mai avem două coroane și aici v-am spus că activitatea de comemorare se desfășoară în două puncte. Un punct aici unde au pus activitățile principale și vă rog pe toți, dacă puteți, coborâți până la statuia lui Mușat, vom depune și acolo, vom spune numai câteva vorbe, deci va fi o treabă mult mai scurtă și mai condensată, așa, dar emoționantă, să depunem o coroană de flori la acest legendar erou Constantin Mușat. Și cu aceasta, probabil că lucrurile se vor încheia și doamna primar o să vă mai spună ce urmează legat de ce o să primească niște daruri pentru copii ce au pregătit și invitații pentru alte lucruri pe care doamna primar le are de gând să vi le spună. Doamna primar, vă rog să încheiați dumneavoastră, ziceți un cuvânt de încheiere. Stimați invitați, dragi cetățeni, vă mulțumesc că ați avut răbdarea asta. Este un eveniment unic pentru comunitatea noastră și sigur că trebuia să dureze puțin mai mult. Așa că mulțumesc pentru că ați răbdat, mulțumesc soldaților că au îndurat soarele puternic, așa cum au îndurat ostașii noștri acum 100 de ani. Acest lucru noi nu vom mai prinde ca să mai facem peste 100 de ani, dar putem să transmitem urmașilor noștri. De aici noi vom pleca la Căporalul Mușat, vom depune două coroane, după care cu invitații, oficialitățile, militarii vom coborâ în satul Nicorești, ne vom întâlni la Căminul Cultural acolo, iar dragi cetățeni, dumneavoastră puteți să rămâneți aici. Dar am o rugăminte, cum ați găsit, așa să și lăsați. Să respectăm natura, să respectăm ce ne-a dat Dumnezeu. Aș dori să priviți toată valea aceasta. O vedem pe cât e de frumoasă, așa să o și respectăm. Vă rog din suflet să faceți în așa fel încât să fie frumos în continuare. Vă doresc numai bine. Mulțumesc, cetățeni, că ați venit în așa număr mare. Mulțumesc! S-a vorbit mult. A dat foarte multe date. Eu vreau doar numai să punctez niște chestiuni care sunt extrem de interesante, care aș dori din tot sufletul să fie cumva auzite și transmise, date mai departe și la ceilalți. Aici sunteți foarte puțini din Comuna Pârgărești, din toate satele care compun Comuna Pârgărești, dar trebuie, informația asta trebuie să ajungă ci cu acest monument, ci cu el. Acest monument, și nu acesta, ci un alt inițial, a fost construit în 1923 de foștii comarați. A fost construit de foștii camarazi ai caporalului Mușat, acest om care avea 27 de ani când a murit, care, așa cum spunea și domnul profesor, eu reamintesc, de asta a intrat el în legendă și în poezie, cum spuneam, în sufletul oamenilor, pentru că el rămâne fără brațul stâng, clasat în alt serviciu militar la Iași, într-un spital din Iași, și cere comisiei militare, domnule, eu nu vreau să merg acasă. Eu vreau să mă lăsați să merg pe front. Auziți și dumneavoastră ce cuvinte spune. Să-mi servesc țara cu singurul braț care mi-a mai rămas. Treaba asta o consemnează Chirițescu, Neu Constantin Chirițescu, care a scris cea mai frumoasă istorie la primului război mondial. Treaba asta o consemnează, o pomenește Iorga în lucrările lui, că zice, gestul acestui om este dincolo de marginile firii și a legilor omenești. Deci acest om, în loc să plece acasă, să avea deja viața, să zic, salvată, el cere să vină pe front, să lupte alături de camarazii lui.
Omul acesta moare în luptele pe data de 13 august, în ultimul asalt, când a fost recucerită Coșna. Și dacă vă uitați, oameni buni, pe toate dealurile astea sunt mai multe rânduri de tranșee făcute de nemți. Imaginați-vă dumneavoastră cât curaj, câtă voință, ce încordare de voință trebuie să fie pentru acei luptători care au luat panta asta în piept să ajungă la creastă. Ei, acest om, iată, este împușcat în inimă în timpul ultimului asalt și moare chiar pe acest loc. Aici camarazii lui i-au făcut o cruce. Crucea a fost distrusă până în anul 44. Un mare patriot, un om cu un suflet deosebit, care îi datorăm, și domnul viceprimar știe treaba aceasta, domnul Drăgănuță, un mare patriot, Nicolae Costin, ei țărâna ușoară, că e mult, de mult plecat dintre noi, a refăcut, a strâns toate acele resturi de cruce și le găsiți pe muntele Măgura, lângă mauzoleul de la Măgura, și acolo scrie sergent grenadier Constantin Mușat, cu un scurt istoric. Dar aia este crucea inițială care a fost sfințită pe locul în care a murit în 23. În 77 se reface crucea și vă rog să vă imaginați că aici de jur împrejur erau niște bare, niște țevi cu lanțuri groase, cu de 20 de milimetri, deci 2 centimetri, exact cât trebuie pentru o potcoavă de cal. Credeți-mă, vă jur, vă spun asta cu durere în suflet, în câțiva ani de zile n-a mai rămas nici țep, nici lanț, n-a rămas nimic. Au spart inclusiv placa de pe mormântul eroului și nu se mai cunoștea cine este. Era ciobită, spartă, era ceva dezolant. Am să vă mărturisesc o treabă, că ziceți că mă lungesc, vorbesc mult. Am să vă mărturisesc o treabă și vă dau cuvântul meu de om, mă jur că ceea ce vă spun este, am trăit. Acum vreo câțiva ani, în 14, în 1914, tot am avut o inițiativă să facem un monument mare și dacă mai este domnul prefect sau reprezentantul prefecturii sau a parlamentului, aș vrea să reiau discuția asta cu dânsii. Să facem un monument care să închidă acel triunghi al dăinuirii noastre. Mărăști, Mărășești și Oituz. Mărăștiu are monument mauzoleu, Mărășeștiu are, iar Oituzul de 100 de ani nu s-a vrednicit niciun guvern, niciun partid și niciun guvernant, niciun parlament să închidă acest triunghi cu bornele dăinuirii noastre ca neam. Ei, făcând demersurile astea, am ajuns la crucea lui Mușat și vă rog să mă credeți. M-a apucat un tremur, mi s-a făcut elea ca de găină, m-am așezat în genunchi, mi-au dat două lacrimi, vă spun, vă jur, ce acum, parcă îmi vine să plâng. Mi-au dat două lacrimi și mi-a venit, nu mi-a dictat nimeni, îmi venea de undeva. Zic, eroule Constantin Mușat, tu care te-ai jertfit, luptând cu singurul braț care l-ai avut pentru țara noastră, iartă-mă pentru semnii mei, pentru ce ți-au făcut, pentru batjocăra la care te-au supus, iartă-mă Constantine Mușat. Vă rog să mă credeți că asta mi-a fost trăirea și simțirea pe care am avut-o în fața acestei lucruri. Mă duc la domnul primar și timp de vreun an de zile, până când a găsit resursele necesare, era domnul Gheorghiță, a înțeles treaba aceasta, face efortul și dânsul vine aici, trăiește, nu știu ce trăiește, poate să spună dânsul, și apoi face un efort deosebit și iată astăzi, avem spre cinstea dânsului și a comunei, avem această care, într-adevăr, parcă arată a monument și a un respect pentru ceea ce înseamnă Constantin Mușat. De asta am ținut, oameni buni, iubiți creștini, dragi pârgăreșteni, de asta am ținut să ne oprim, să punem o coroană de flori și să mulțumim acestui erou. Să aducem în memoria noastră fapta lui de viteșie, care a semnat enorm de mult pentru sufletele celor care erau pe front.
Vă mulțumesc din suflet. Părinte, vă rog acum să ziceți o scurtă rugăciune și apoi să depunem coroanele de flori. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, de să mare mireasa ne rugăm, și au puținește, miluiește! Miluiește-ne, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților, într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru rău Dumnezeu Constantin și pentru casele isertelor, toată greșeala cea de voi și cea fără de voi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept se odihnesc, mila lui Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeu duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol ai strupat și ai drăit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele fericiților, într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român, a robului tău Constantin, care odihnește aici. Odihnește-te în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală a săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, că nu este un care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptează fața în dac și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire eroi ai neamului nostru românesc, robul tău Constantin, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă în înțămbrun fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu, Dumnezeu să ierte. Gardă drept, acope, zici! Gardă pentru onor înainte, prezentă-ți! Arm! Mulțumim celor care au depus coroane, mulțumim, mama, mai mașina mea e jos, mașina mea e jos. Nu știu, caută, mai multe lucruri. Acum, am o rugăminte. Gardă drept! Cu asta încheiem. Vreau să vă arăt o hartă. Și nu întâmplător o fac aici, la crucea lui Mușaț. Iată, iată jertfa acestor oameni, ca Constantin Mușaț, la ce a dus. Ați văzut, v-am arătat harta, cum arăta România, care era cam așa, o bucătică. Și a rămas din ea, numai o leacă din Moldova. Iar după 1918 s-a realizat Marea Izbândă și uitați cum arată, cum arăta harta României mari întregite în 1918. Uitați-vă și dumneavoastră, România avea de la 130.000 de kilometri pătrați, cât era granițele alea pe care vi le-am arătat, regatul României, a ajuns la 295.000 de kilometri pătrați. De la o populație de 7.700.000, inclusiv cu județele astea din sud, Durostorul și Caliacra și Durostorul, unde-i Balci cu inima Reginei Maria, e, inclusiv cu alea 7.700.000, am ajuns la
1 decembrie să avem 17 milioane și trecut de jumătate. Deci iată ce a însemnat, sacrificiul acestor oameni. Numai acestor eroi le datorăm temelia pe care s-a făcut România Mare. De asta trebuie să-i cinstim, să le stea în memorie și să le prețuim, nu numai în vorbe. Și să avem grijă de monumentele acestea, că așa cum spuneam acolo, ele sunt sfințite, au în ele suflete, s-au făcut măsurători cu... S-au făcut măsurători din astea prin metoda aia Kilman, sau cred că zic bine, sau... Da. O aura. Monumentele au o aură specială. Vă mulțumesc!